Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și în acest episod vom discuta despre acest alternator. Îl vom pune la treabă și vom vedea cât scoate, mai exact puterea lui electrică, cât are puterea electrică. O să-l antrenăm cu acest motor, avem sursa de alimentare cu care îl alimentăm, bineînțeles că o să aceste alternatoare. Orice alternator, de fapt, de automobil are această bornă de ieșire B+, care este de curent mare, poate ajunge la curenți, la turații mari, la 4.000-5.000 de rotații pe minut, poate să ajungă la chiar la puteri de peste 1 kW sau chiar până la 2 kW la unele modele. Și mai avem această bornă de excitație cu care alimentăm rotorul alternatorului. Nu este o regulă să-l alimentăm în permanență. Bineînțeles că la mașină acest fir duce la cheia de contact și în momentul în care punem contactul cu chei o să închidem circuitul și bateria de acumulatoare va alimenta această bornă, pentru că această bornă alimentează rotorul alternatorului și rotorul are, după cum știm, rolul de a induce în statorul alternatorului, care practic statorul alternatorului este practic partea activă a alternatorului, partea care debitează puterea mare, și pentru aceasta avem nevoie de această bornă auxiliară față de masă, față de șasiu, pentru că minusul atât la borna de ieșire cât și la borna de excitație este conectat la șasiu. Deci observăm aici că avem o bornă conectată la șasiu, avem aceste fire care pleacă atât la consumatori, în acest caz becurile electrice, cât și la această baterie cu care o să alimentăm doar ca start borna de excitație. Deci o să alimentăm cu plusul bateriei față de polul minus. După cum spuneam, alimentăm rotorul alternatorului și atunci o să avem o excitație, și în momentul în care atingem o anumită turație, peste 800 de rotații pe minut, de exemplu, această bornă de excitație nu mai este necesar sau obligatoriu ca să o conectăm la plusul alimentării. Pentru că, având putere mare, acest alternator își produce singur excitația. Este un alternator de curent mare, este un alternator de marca Ford și poate ajunge până la 200 de amperi. O să vedem la 1000 de rotații pe minut cât debitează acest alternator. Pornim sursa de alimentare și, bineînțeles, o să conectăm borna de excitație. Și ulterior, borna de excitație nu mai trebuie alimentată, eventual îi punem un comutator atunci când folosim alternatoare de acest fel de automobile, îi punem eventual un comutator să treacă pe borna plus alimentării. Bineînțeles că ar fi bine dacă am avea și o baterie de acumulatoare în circuit, pentru că dacă alimentăm în permanență această bornă de excitație, observăm că tensiunea de ieșire crește. Deci, practic, puterea de ieșire crește. Și avem acești consumatori, avem un voltmetru cu care măsurăm tensiunea electrică de ieșire și un ampermetru cu care urmează să măsurăm curentul de ieșire. O să-l dăm pe o scală de 40 de amperi, îl conectăm aici și o să observăm curentul. În acest moment este de 6 amperi. Aproximativ 7 amperi la o tensiune de 5,47 de volți, 5,4 volți aproximativ. Și o să mărim tensiunea de alimentare a motorului ca să alimentăm, ca să rotim alternatorul la o turație mai mare, la eventual la peste 1000 de rotații pe minut, pentru că la peste 1000 de rotații pe minut va produce acea putere electrică de
sperăm că minim să obținem un minim de 100 de wați și o să mărim curația. Inițial o să dăm o excitație și o să mărim repede tensiunea de ieșire. A sursei de alimentare și în acest caz avem motorul, alimentează, rotește foarte intens acest alternator, avem un curent de 9 ampere aproximativ și o tensiune de 8 volți. Tensiunea ar trebui să fie mai mare, o să alimentăm totuși excitația ca să obținem măcar un 10 volți. Sunt foarte greu de antrenat pentru că aceste alternatoare au puteri foarte mari și opun o forță foarte mare. Și avem 9,3 volți. Înmulțind această tensiune cu acest curent, ne dă o putere la 1000 de rotații pe minut. La 1000 de rotații pe minut avem aproximativ 70 de wați aproape. La o tensiune de 9 volți avem un curent de 8 amperi. Aproximativ 70 de wați. Și eventual, ca să nu solicităm prea mult, putem să mai scoatem unul din consumatori din circuit sau să mai introducem în circuit ca să observăm atunci când testăm aceste generatoare. Este foarte important să le testăm atât la tensiuni mici cât și la tensiuni mari și evident că dacă le testăm trebuie să avem în considerație și faptul că motorul de acționare, care este foarte important atunci când construim asemenea sisteme, este important să aibă o fulie pe care montăm cureaua sau în eventual un volant, pentru că un volant asigură inerția tensiunii de ieșire a generatorului și un volant totodată are și rolul de a menține turația generatorului între anumite limite și având o rezervă de putere mai mare, volantul practic se comportă ca un acumulator de energie mecanică și atunci o să avem atât uniformizarea tensiunii de ieșire a alternatorului, cât și o rezervă de putere. Motorul practic o să fie mai puțin solicitat atunci când utilizăm o volantă și ce este important, faptul că putem să montăm pe sursa primară, în acest caz l-am antrenat cu un motor electric, dar sursa primară poate fi o cădere de apă sau o roată care este conectată la niște paleți și sub acțiunea energiei cinetice a vântului se poate acționa aceste generatoare, aceste alternatoare de mașină. Dacă le aveți la dispoziție, este păcat să le aruncați, pentru că au puteri foarte mari. Unele pot ajunge chiar și la 3 kW și chiar 5 kW. Cu toate că au o tensiune de ieșire de 12 V sau 24 V în anumite cazuri, la anumite modele, cu toate că au tensiuni mici, acestea au curenți, aceste alternatoare au ieșiri cu curent foarte mare, observăm că are conductoare de 10 mm pătrați, deci este vorba de un curent de minim 180-200 de amperi, la, bineînțeles, la o turație mare, la o turație de 4000-5000 de rotații pe minut, putem să obținem puteri relativ mari.
Și evident că puterea, o putere mare, necesită și o turație mare și necesită și o putere mare și o forță mare cu care să le antrenăm aceste generatoare. Observăm că opune o forță foarte mare atunci când rotește motorul, acest motor de mașină de spălat. În acest caz observăm că opune o forță foarte mare, opune o forță imensă. Ele sunt aceste alternatoare, aceste generatoare de curent, practic, sunt foarte bine construite, foarte stabile, au carcasă de aluminiu și nu necesită răcire, chiar și la puteri mari. Sunt adaptate la motorul termic, la mașină, avem temperaturi de care pot atinge până la 90 de grade Celsius și ele, rezistând la automobile, o să reziste fără probleme și la sistemele de energie pe care ni le construim. Să ne imaginăm că acest generator de energie electrică, numit alternator, este antrenat de o turbină care o acționează apa sau de un grup cu paleți care este acționat la forța vântului și punând în aplicație aceste principii de funcționare, care obținem energie gratuit din natură, putem să ne producem practic propriile surse de energie. Bineînțeles, dacă avem disponibile surse primare de energie, căderi de apă, forța vântului, și mai rar sisteme termoelectrice, dacă avem la dispoziție, sunt cazuri foarte rare. Atunci când când putem să construim o centrală termoelectrică, practic o centrală termoelectrică consumă combustibili fosili și sau gaze naturale și atunci este chiar o problemă. Dar când avem căderi de apă sau efectiv curgerea unui râu prin preajma unde locuim, sau chiar și dacă le construim doar în stadiu de experiment, sunt interesante. Cel puțin cei care ne jucăm cu ele aproape în fiecare zi, ni se par interesante. Cam așa ar trebui o turație de mare ca să obținem o turbină, această bornă. Această bornă este importantă pentru că trebuie să alimentăm bobina rotorului. Aceasta, rotindu-se, induce în statorul generatorului de curent, induce o forță magnetică, acel câmp magnetic alternativ care este indus cu ajutorul rotorului. Întretaie liniile de câmp ale statorului, observăm că avem aceste bobinaje în interior aici, acela este statorul și inducând cu ajutorul rotorului un câmp electromagnetic alternativ, obținem la ieșire, cu ajutorul bobinelor statorice, un curent electric de intensitate mult mai mare. De preferabil ar fi ca să montăm pe circuitul rotoric, deși nu ar fi neapărat cazul, să montăm magneți permanenți, eventual magneți neodimium, pentru că sunt foarte puternici acei magneți și putem obține cu ajutorul acei magneți. Nu mai este nevoie să alimentăm acel start
pe care îl facem, în acest caz cu această baterie de putere mică, nu mai e nevoie să facem acel start. Deși nu este o modalitate, nu este o modalitate esențială, nu este obligatorie și nu și-ar avea rostul, adică să montăm magnez neodimium pe rotor când rotorul practic își poate produce propriul câmp electromagnetic atunci când alternatorul funcționează peste un anumit număr de rotații pe minut. Sper că v-a fost de folos acest material video. Ne revedem în materialele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică și nu numai, iar acestea fiind arătate, vă doresc o zi bună în continuare, weekend plăcut în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!